Ce-s cu picioarele mele? Parcă sunt legate. Ce-i asta? Tati! Cine țipă? Ce s-a întâmplat? Nu mă pot mișca! Asta e 24 de ore! Tu și cu mami sunteți sirene! Și ce? Crezi că noi nu ne vom descurca? Eu cred că nu veți rezista nici măcar o oră! Știi ce? Nu este primul challenge în care noi participăm! Vom vedea! Până fetele se acomodează cu noile lor cozi de pește, de sirenă! Noi, băieții, să ne schimbăm locul. Să fim și noi conform challenge-ului ăsta. Da, și care sirenă va coborâ cel mai frumos din păr, va primi o coroniță. Coroniță? Eu vreau! Stai, a zis că frumos. Așa. Hai, las că e bun. Oare Melissa ce face acolo? Eu voi coborâ așa cum se zbate un pește atunci când este pe uscat. Așa, mă pun pe burtă și acum ne rostogolim! Așa e că eu am coborât cel mai fain. Stai... Oh! Da, tricou cu o bărcuță! Stai, tricou cu bărcuță am și eu. Doar trebuie să o caut. Unde-i? Până noi, băieții, ne schimbăm, voi votați care sirenă cel mai fain al coborât din pat. Poate ceva cu pești. Nu știu despre ce pești vorbești, dar eu care să mi-l aleg? Acesta cu rechini sau cu barcă? Eu mă tem de rechini. Ia cu barcă. Bine atunci, caută-ți și tu tricoul tău cu bărcuță, să fim toți la fel. Eu deja am găsit. Văd că deocamdată Melissa acumulează cele mai multe voturi. Ce-a făcut ea, mă rog, așa de spectaculos? Melissa, pentru cel mai frumos coborât din pat, vei primi această coroană. Wow! Voi fi prințesa sirenilor! Pentru că majoritatea abonaților au spus că ție să te oferim. Mulțumesc! Dar ca să arăți ca o adevărată prințesă, trebuie să strângi singur patul. Ok? Eu deja am făcut patul. Vreau și eu coroană. Pentru încurajarea lui mami, cu votul câtorva abonați, primești și tu o coroniță. Ce frumoasă este! Și albastră! Mulțumesc! Abonaților mulțumesc! Nu ție, tati! Dar pentru ca să arătați ca adevărate sirene, trebuie să vă faceți machiaj! Iar pentru asta aveți un prim challenge! Cine prima ajunge la baie! Iar câștigătoarea își va alege prima trusa de machiaj! Atunci eu deja încep! Oare să sar? Este prea încet! Eu voi merge ca și racul, cu spatele. Apropo, racul e pește sau nu? Cât e de greu! Și la mine baia e mai departe! Mă iau și trepte! Mami progresează! Melissa, grăbește-te! Gata, știu! Mă voi pune pe burtă! Ca și cum aș fi pe un patinoar! Voi, cât de repede alunecă! Tactica Melissa de roadă! Să te vedem, mami, la scară! Uite, așa voi ridica! Hai că-i bun! Și notătoarele! Încă puțin! Să încerc și eu ca Melissa! Mami, de ce mă copiezi? Mă iau un pic! Dar
dar eu deja am ajuns. Și unde e trusa de machiaj? Am ajuns și eu. Da, mami, îți alegi trusa. Stânga sau dreapta? Dar pot să trag ochiul? Să văd ce este înăuntru. Cum să nu? Poți chiar și cu urechea. Doar după ce alegi. Atunci pe aceasta. Ce te uiți? Wow! Câte sunt aici? Dar ție, Melissa, ce ți-a rămas? Bine, mulțumesc! Sper să am niște produse faine! Apropo, dacă ați uitat cumva cum arată o sirenă, aveți aici un model. Vă pun chiar pe perete. Are cutițe! Avem și noi! Dar fii atentă! La mine sunt roz, ca și la ea, la tine sunt mov. O, coroniță avem! La fel și coadă! A rămas doar machiajul! Să începem! Oare ce au pus băieții aici? Wow! Veți începe cu pieptănatul părului! Wow! Ce pieptene! Cu elemente de mare, cu sclipici! Wow! Ce scoică faină! Chiar acum vreau să mă pieptăn! Și voi face doar aici la vârfuri, deoarece am codințe! Dar eu nu am întrusă pieptene! Cumva ați încurcat ceva? Ba este! Sau poate ceva improvizat! Eu văd doar o furculiță! Dar tu mi reproșai că nu este pieptene! Hai, pieptă-te! Ei, așa nu-i corect! Ce așa se pieptă sirenele? Tu ți-ai ales trusa! V-ați descurcat destul de bine! Acum trebuie să vă faceți solți de pește! Solți? Dar cum? Răscolind prin cutiuțele voastre magice! Și cu ce propui să le facem? Cu lingura deja! Eu nu găsesc niciun fel de solți! Lasă! Doar pentru ce? Aici ne facem machiaj, nu plecăm la cumpărături! Dar stai puțin! Am o idee! Așa îmi voi face eu solzii! Mircea, te rog frumos să mă ajuți! Și soții, uite aici! Așa! Ok! Un burete pentru machiaj! Și asta ce mai este? O husă? Din silicon! Uite că asta are formă de solzi! Imediat îmi fac și eu solzi! Oare ce culoare să aleg? Îmi scrieți și voi? Mov, roșu sau maro? Cred că încerc totuși mov. Dar stai, coronița mă încurcă! Așa? Ia ține aici! Mulțumesc! Melissa, eu țin! Tu aplică culoarea! Ok! Așa, voi face aici niște solzi foarte faini! Sper să-mi reușească! Oare ce face Melissa acolo? Am auzit ceva de plasă! Dar eu voi testa! Uite așa! Wow! Ăștia da solzi! Și încă o dată. Wow! Și mai sus. Melissa, hai să scoatem plasa și să vedem ce ți-a reușit. Și... Wow! Parcă sunt niște solzi adevărați! Eu zic să nu exagerez prea mult. De altfel, nu va fi frumos. Așa, buretele îl punem în husă. Sau trebuie să-l spăl?
Iată asta nu știu. Melissa! Oare buretele pentru machiaj se spală după ce îl folosești? Cred că da, iar apoi îl pui în husă ca să nu suci. Atunci așa fac. Ia să vedem. Nu prea se curăță, Elisa! Stai! Pun eu săptun și... Oh, e cu mult mai bine! Vai! E curată! Mami ți-a reușit perfect să-ți faci solzii, însă Melisei cu mult mai bine. Dar mie îmi place. Pentru pomeți am găsit în cutia cu machiaj un pește! Un pește pensulă! Hai să-l testăm! Vai, wow, cum strălucește! Vezi că și el are solz de pește! Super! Se vede efectul! Dar fii atentă, Melissa, că mami în cutie magică cu machiaj la fel are pensulă cu solz! Ha! Și par adevărat! Vreau să o folosesc chiar acum! Ce zici, tati? Nu am văzut niciodată în viața mea o sirenă. Nu știu, e bine sau e rău să ne scrie abonații. Dar asta nu e tot. Am văzut că ați pregătit ceva și pentru ochi. Mă fardez imediat. Dar mie mi-ați pus crioane din astea. Acestea nu sunt pentru piele. Te descurci cu ceea ce ai. Da, doar că nu prea am. Dar am o idee. Eu țin minte că la grădiniță ne machiam cu așa ceva. Puneam apă într-o cană și apoi plasam cremoanele în cană. Wow! Și benzile pentru machiaj? Parcă sunt cozi de sirenă. Doar că nu le-am folosit niciodată. Stai că sunt așa, se lipesc. La la! Și... le punem aici. Așa, ca să nu ne murdărim. Wow, tati! Chiar mă simt ca o sirenă. Și încă una. Așa. Ia să vedem. Creoanele mele deja s-au omuiat. Voi folosi culoarea roz. Așa am văzut la mami că făcea o dungă. Am făcut-o pe groasă. Și aici? Așa. Doar că am nevoie de o oglindă mai mică, tati. Într-o parte. Așa, aici. Privește atent. Cum iarăși se machiază o sirenă profesionistă. Și iarăși totul mov. Părul mov, solzii la fel, acum și ochii. Păi așa culoare mi-ați pus în cutie. Ce să fac? Uite așa, am emoții, dar... Wow! Și cu sclipici, tati! Și aici... Oare curie cum fac? Nu știu, mie îmi pare că acest creion nu prea colorează. Poate mă dai cu dintr-astea. Sunt mai sigure. Chiar dă-l încoace! Tu privește mai bine ce pensulă am eu! La fel cu sos. De data aceasta, pentru pleoape. Ha? Eu pleoapele le voi face cu culoare albastră. Cu sclipici. Wow! Mircea-mi reușește? Abonați să ne zică. Sunt experți în asta, nu? Scrieți în comentarii dacă am făcut bine sau ba. Nu știu cum vouă, dar mie îmi place. Nici nu se vede sclipiciul. Pentru pleoape am mai multe opțiuni, dar vreau să încerc, uite, această culoare. Să vedem. Să fie de culoarea coroniței. Wow! Ce-mi place! Ce te uiți, tati?
Vrei să-i zici ceva? Mă uitam la soții tăi. Nu prea seamănă. Ăștia au și contur. Pentru soți am o soluție. Ia să vezi imediat ce fac. Am mai găsit acolo în trusa de machiaj. Și voi face conturul cu această culoare. A? Da. Iată și soții, tate. Hop. Și tot așa. Am găsit o periuță pentru sprâncene și gene. Eu n-am folosit așa ceva niciodată, dar hai să testăm. Seamănă mai mult cu un pieptene. Da, este unul minuscul. Să cercăm. Descălcim sprâncenele sau ce? Oh, super! Dar să încerc și eu pentru părul meu. Mircea, ce-i cu tine? Și asta e pentru dinți, da? Dar eu pentru gene și sprâncene nu am nimic. Tati, numai nu spune că astea trebuie să le pun. Dar tu ziceai că nu ai nimic. Ai găsit? Și genele au genele lungi. Aha, doar că astea sunt de 3 ori mai mari. Ia să vedem. Cum să le pun? Mamă! Ce-i asta? Se dezlipiesc! Încă o dată, tati, se pare că trebuie lipici pentru ele. Lipiciul este aici, mami. Hai, aplică. La ochi nu pun nimic. Toate nici chipiu nu-mi trebuie. Ce gene! Nu pot cu ele, nu văd nimic. Sus e negru, jos e negru. Hai că încerc să o pun și pe cealaltă. Zici că sunt pene de păun, dar nu gene. Cum? Super, mai. Mie îmi place. Parcă ești ca un fluturaș. Fluturaș sau nu fluturaș, dar... Toate nu te văd printre sprâncenele astea și genele astea. Mai este ceva în trusa aia? Pentru că sunteți sirene, va trebui să sclipiți nu doar cu ochii, dar și cu tot corpul. Iată pentru ce erau aceste pietre. Wow, și cât de multe! Eu sper că nu le pui pe toate. Avem și alte challenge-uri. Oare ce culoare să pun? Mov? Ia stai puțin. Uite așa. Voi fi și eu un fluturaș. Așa sirenă frumoasă n-am văzut niciodată. Mulțumesc, Mircea! Și pun partea de jos. Cam așa. Wow! Soții mei vor sclipi de la 10 de kilometri distanță. Și ultima perlă ca și o coroniță pe frunte. Arată bine? Ați depășit cu mult modelul vostru. Pomiți ați făcut, ochii da, părul la fel, coronița. Buzele sunt roz. Și buzele trebuie să le facem. Să văd. Doar o opțiune văd aici. Și nu știu dacă e roz. Nu să văd. Nu e roz? Dar în schimb, sclipește. Dar la mine băieții au avut grijă să fie roz. Și cu sclipici. Wow, cât de bine arată! Și asta pentru ce? Pentru buze! Ia uite! Așa? Wow! Astea-s toate lucești! Și fund de tin! Și solzi de toate! Gata! Eu deja sunt machiată! Exact ca o sirenă! Stați puțin! Eu finalizez deja unghiile! La fel cu solzi! Vin imediat!
cât abonații votează pentru cel mai fain machiaj, noi cu Mircea pregătim decorațiunile pentru camerele sirenilor. Vreau camera mea să arate cel mai bine. Și apropo, a făcut cel mai bun machiaj, cred. Votați pentru mine! Wow! Cele mai multe voturi sunt pentru Melissa! Felicitări! Mulțumesc! Dar stați! Camera sirenelor nu este în apă! Am căutat pentru voi să vă găsim câte o cameră pe un apartament care să se afle chiar în apă, în ocean sau în mare, într-un lac. Nu am găsit, din păcate. Dar ne-am gândit să aducem apa la voi în cameră. Gata, știu! Imediat, Melissa, vin pompierii! Wow, vom avea apă în casă! Așteptăm o ploaie și apa vine singură și nu plătim. Da, dar noi vrem chiar acum! Melissa, chiar acum vine apa în camera ta? Unde ce ai? Un tablou! Și de pe acest ponton vei sări imediat în lac, în mare sau nu știu ce, în apă! Super! Chiar acum vreau să-l instalez! Dar ori unde? Vezi și tu! Vai, ce de frumos! Vreau și eu așa ceva în camera mea! Mami, și tu ai destul de multe voturi! Meriți și tu! Da, da, da! Vreau! Mulțumesc pentru voturi! Unde sunt decorațiunile mele? Eu deja scot tabloul din peliculă! Mami, tu tablou nu ai, dar ramă pentru tablou îți poți decora! Uite câte decorațiuni frumoase! Uite aici! Gata! Tabloul meu deja este instalat! Vai, cât de bine arată! Dă-le încoace! Eu deja știu unde să le pun! Hai cu mine! Hai! Vai, cât de rapid ești atunci când merge vorba despre decorarea camerei tale! Facem bani? Păi unde e cea mai multă apă? Aici, desigur! Și stebruțe, și curăbioare, și crag! Curai! Vai, mulțumesc! Vai, ce frumoase sunt! Uite, tati! Hop! Și crab! Mă topesc după ele! Marinarii! Și scoicile! Vai! Și le voi pune de jur împrejur și va fi oglinda toată numai scoici și steluțe de mare! Wow! Eu doar privesc la acest tablou și parcă deja sunt pe malul mării! Stai să fac o poză! Așa! Super! Să-l postez pe Instagram! Wow! V-am smăcat aproape 2 ore! Mai aveți 22! Eu propun să mergem la parter! Da, încă avem destul timp ca să râdim de voi! Și la parter vă așteaptă challenge-uri! Foarte grele! Hai, spuneți odată ce trebuie să facem! Inițial să coborâți până acolo! Pe scări! Da, pe scări! Va fi atât de greu! Da, da! Eu am pornit la drum! Hai să vedem cum vei porni! Da! Dificil, Melissa! Încearcă și tu! Atunci eu voi coborâ așa pe fund, ca pe un tobogan! Bine! Așteaptă-mă! Iubi! Ce băieți? Râdeți de noi! De tine, da, de tine! Gata! Ce rapid ai fost! Hai, mami! Încă un pic! Unde mergem mai departe? Pentru voi probabil că a fost foarte rapid. Mie mi s-a părut că a fost o eternitate. Da, tati, dar noi am obosit. Și eu la fel. Transpirat puțin până am coborât scările. Hai, trebuie să mergeți la bucătărie. Nu pot să mă mișc deloc, am obosit.
Tati, ajută-mă! Bine, până la următorul challenge vă ajutăm. Eu pe mami, tu pe Melissa. Le ducem pe fotoliu. O, super! Mă iai în brațe? Mai puneți pofta în cui? De picioare. Așa? Pa, da, iubi! Știi ce modelele din casă? Hai, mai iubim încă puțin. Iubi! Oh! Wow! Pune-te tu singura pe pat. Mami, eu în brațe nu te pot lua, mă doare burta. Dacă vrei, urc în spate. O, da! Hai! Iei! Nu te mișcă, mami! Nu te mișcă! Mai spatele meu! Melissa, salut! Salut! Mulțumesc, tati! Cu plăcere! Să-mi odihnesc puțin coada de sirenă. Nu sirenă, dar balenă. Mă doare spatele. Uf.